Marius Turda, bun găsit, mulțumesc foarte frumos că ai acceptat invitația noastră. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că putem coresponda și discuta în acest fel. Chiar dacă suntem atât de departe unul de celălalt. Cu permisiunea ta o să fac o scurtă introducere pentru că ca cei care ne urmăresc să te cunoască mai bine. Marius Turda a studiat istoria la Universitatea din București, la Central European University, de la Budapesta și la Universitatea Oxford. Este profesor la Oxford Brooks University și director al Centrului de Istoria Medicinei al aceleiași universități. A fost director fondator al Institutului Cantemir de la Universitatea Oxford și este editorul colecției de istoria medicinei de la CEU Press. Evident, e autor de cărți, de studii, de cercetări. Una dintre aceste minunate cărți, Istorie și rasism, ideea de rasă de la iluminism la Donald Trump, S-a publicat în 2019 la editura Polirom, în România, în traducerea lui Marius Adrian Hazaparu. Cartea este scrisă împreună cu Maria Sofia Chine. Sper că am pronunțat corect, Marius. E, așa uh, e, Maria coin. Sofia Chine? Coin. Coin, ok. Eu când am văzut numele ăsta atât de latin, m-am gândit că e de undeva din Spania. din. Uh... Familia ei vine din uh, Italia, dar ea este americană. Ok, uh, deci Maria Gratis, Sofia Coine. Exact. Da. Felicitări pentru cartea asta, cu totul și cu totul impresionantă. Le spun tuturor celor care ne urmăresc: e o carte pe care trebuie cu tot din adinsul să o citim cât mai mulți dintre noi. Ne ajută la propriu, să înțelegem lucruri. Încă o dată, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Lansez direct problema. Ce e aia rasism, Marius? Ce se înțelege prin rasism? La modul simplu, rasismul este teoria sau ideea sau felul de a gândi a unui om care crede că este superior față de alți oameni, care crede că alții, care pot să fie diferiți de el prin culoarea pielii sau prin gândire sau prin uh, structura de gen sau prin gândirea politică și așa mai departe, este inferior lui. Asta este definiția într-un fel cea mai simplă, în care omeni, unii oameni se cred superior altora. Uite, cu permisiunea ta, eu o să joc mai multe roluri astăzi și mă gândesc la mai mulți compatrioți care reacționează în momentul ăsta. Știu cu siguranță mulți dintre compatrioți care ar zice așa. Domne, respect pentru profesorul pe care l a invitat, e la Oxford, edită mai universitatea, e un om cu reputație, dar să nu-mi spună mie că țiganul nu e o ființă inferioară. Am încheiat citatul ce răspunde în situația asta? A spune că este un exemplu absolut clar de rasism. Din două motive. Unul, pentru că folosește un cuvânt care, presupun că, deja este considerat în România a fi jingitor la adresa comunității rome, și anume cel de țigan. În al doilea rând, consideră persoana respectivă de emnie romă ca fiind inferioară, care este argumentul rasist prin excelență. Sigur, există anumite discuții despre de ce anumite etnii sunt atacate mai mult decât alte, de ce romii sunt mai mult subiectele rasismului românesc decât maghiarii, de exemplu. Dar asta este o altă, o altă problemă și merită discutată. Deci, asta ar fi răspunsul meu imediat. Hai să intrăm un pic mai adânc în problemă. Un compatriot care ne vede acum poate să înțeleagă extrem de greu. Cum de un profesor universitar îi spune că rasa este un construct, că ea nu există de adevăratele, că este o invenție a oamenilor? Și ți s-ar spune, lasă-mă domne, asta e despicarea fierului în patru. Oamenii se împart în niște categorii, unii sunt superiori, unii sunt inferiori și cu asta, basta, știm asta de la începutul lumii. Cum răspunzi la așa ceva? Răspunsul vine uh, foarte simplu din partea percepției fiecăruia, uh, ceea ce... Uh, Discutăm este dacă acceptăm diferențele dintre oameni ca fiind esențiale, diferențele biologice, diferențele de aparență fizică ca fiind esențiale. Noi știm foarte bine că știința a demonstrat clar că, genetic vorbind, nu există diferențe între oameni. Culoarea pielii nu este o indicație a diferențelor genetice. Dar asta nu înseamnă că, bineînțeles, poți să negi separația absolut clară. Între uh, diferite populații și diferite grupuri umane. Nu poți să spui că negrul nu este negru, sau albul că nu este alb, sau cel care este mulatru nu este mulatru. Uh, și aici cred că este o mare confuzie la, la nivelul populației, sau mai degrabă este o mare confuzie din partea oamenilor de știință care nu explică acest lucru foarte bine. În care, uh, prin a spune nu există rasă, de fapt, uh, în loc să explice faptul că ceea ce vorbim noi este construcția socială. A rasei mai degrabă decât definiția biologică a rasei. Diferențe biologice între oameni există și vor exista tot timpul. Atât timp cât va exista oamenii, le-au stat de la începutul timpului. Construcția... Ales, dacă e o construcție socială, culturală, de ce am făcut-o noi, oamenii? Adică, de ce am inventat chestia asta cu rasa? Ce ne-a dus să facem chestia asta? Așa cum am spus și în carte, mai ales în Europa există această tendință, mai ales pentru oamenii albi europeni de a-și pune puterea și de a controla alte, alte grupuri umane și de a controla, de fapt, întreg, întreaga planetă. Și ca să se poziționeze, într-un fel, pe un nivel superior și să ilustreze această superioritate prin excelențele intelectuale sau culturale care au, care au fost date de cultura europeană, au avut nevoie de un instrument rasial în care se explice că unii oameni Uh, sunt uh, diferiți și, prin urmare, sunt inferiori. Această diferență duce la inferioritate mai degrabă la egalitate. Deci asta o știm de la Aristotel, bineînțeles, toată discuția despre cei care sunt născuți să fie sclavi. Și fie unii sunt născuți, născuți să fie stăpâni. Exact. sunt născuți să fie stăpâni. Este o construcție de, de o rânduire a lumii, cum s-ar spune, o încercare de a-ți explica de ce satul tău este albastru, iar celălalt este verde, sau de ce tu ai două picioare, iar celălalt are trei, și așa mai departe. Deci, asta s-a născut foarte devreme în, în, în mintea omului, de la începutul timpului. A încercarea aceasta de a explica de ce unul este diferit. Dar problema s-a pus, sigur, început cu secolul XV încoace, în care Europa și-au creat imperiile coloniale europene, au folosit această idee de superioritate și inferioritate în a justifica oprimarea altor populații și, de fapt, construirea unui imperiu colonial și imperialist care a durat până secolul 21. Cineva ar spune așa, păi, do profesor, dacă îi lăsăm noi, pe ea din Africa și pe indieni, să facă ordinea pe lumea asta, mai aveam noi la ora asta catedralele, literatura, filmele, teatrul, civilizația pe care o avem acum, dacă îi lăsăm, citez, pe ea să facă ordinea pe planetă, am încheiat citatul? E o întrebare foarte bună și, sigur, poți să, poți să gândești cu dezvoltarea istoriei civilizației și în acest fel. Discuția se poate purta, dar nu are sens istoric, pentru că știi foarte bine că nu se punea problema ca cei din India sau din Africa să dorească să cucerească lumea în acest fel în care creștinii europeni și-au dorit să cucerească lumea începând cu secolul XI. Există un moment în care rasismul, ca să zic așa, sau percepția rasială, se naște, există un moment, așa cum ai porni un motor, din care lumea spune ăla e inferior, ăla e superior? Da, într-un fel există un moment în care putem să-l identificăm destul de clar pentru care legătură cu ideologiile politice din secolul 20. Cuvântul rasism, în sensul negativ al cuvântului, deci a descrie ideologie de superioritate și de asuprire a celor considerați inferior, apare în anii 30, în care gânditorii evrei sau Intelectuale evrei din Europa Centrală încearcă să explice uh, fenomenul nazismului. Și ei folosesc această expresie: ei încearcă să explice uh, ideile rasiale naziste și germane de superioritate și de puritate etnică și de puritate rasială și de cucerirea lumii cu un nou termen. Și atunci apare această discuție despre rasism ca o ideologie politică de asuprire, de considerație a unora ca fiind stăpâni și altora ca fiind sclavi, ca unii să domine, alții să fie dominați. Deci putem să identificăm perioada aceea ca momentul în care cuvântul și termenul începe, să circule foarte larg. Uite, atunci de trebuie să Apare și în România o carte, o prima carte despre rasism care apare în România, scrisă de un gânditor evreu, un mare doctor evreu și, și eugenist, Iosif uh, Klixman, el scria mai degrabă sub pseudonimul de Y, a scris o carte în anii 30, care se numea și cea mai mare escrocherie a secolului, Rasismul, în care el explică foarte clar absolut toate aberațiile inventate de gânditorii germani, foarte uh, gânditori germani foarte apreciați, bineînțeles, de la Immanuel Kant, Wagner, Schopenhauer și așa mai departe, care au construit o cultură a superiorității europene prin care, după aceea, superiorității germane și după aceea culturii germane, superiorității spiritului german, superiorității, superiorității fizice germane, care a dus la rasism. Și el explică asta deja în anii 30, foarte curajos, chiar într-o țară ca România, care, sigur, avem această impresie că părea foarte mult înghițită, de valul uh, uh, rasist sau uh, etnofob sau... Uh, Dar, Marius, gen... ce este în momentul în care te gândești la lunga perioadă a evului mediu? Și dau un exemplu foarte apropiat de noi, geografic vorbind, de România vreau să spun. Când ne gândim la nenumăratele, de fapt nu sunt nenumărate, cred că s-au întâmplat de vreo patru sau de vreo cinci ori la dimensiuni foarte mari, Omorurile în masă de la Salonic, să zicem, pogromuri în care populația din centrul evreiesc, din centrul orașului, este pur și simplu decimată. În mai multe rânduri. Ăla ce e? E rasism? E neînțelegere? E ce, ce, ce nume poartă fenomenul ăla? Ea yeah, po poartă numele de intoleranță religioasă. Mm -hmm. Ai multe fenomene care au dus la măceluri și la atrocități în Europa medievală și și mai târziu, dacă ne gândim la. La, la secolul XIX, inclusiv până la genocidul armean, care țin mai degrabă de neînțelegerile religioase între, între diferite grupuri, între evrei și creștini, care sigur a dus la expulzarea, mai întâi între evrei și arabi, pardon, între creștini și musulmani, care au dus la expulsarea uh, uh, musulmanilor sau arabilor din peninsula iberică, da. după aceea expulzarea evreilor după aceea întreaga discuție despre purificarea sângelui în Spania, care începe deja în secolul XV, la împiența de Sagre și toată această discuție despre ce înseamnă și în Portugalia și în Spania. După aceea ai creștinii între ei, adică în perioada Evului Mediu, un catolic ura cu sicilitate profundă un protestant, mai mult decât urau, să zic, pe cineva care putea să fie considerat de în altă planetă sau de, de, din altă civilizație sau din alt continent. Deci există o ură intrareligioasă care a dus, sigur, la războiile religioase de care știm, război de 30 de ani și așa mai departe în Europa. Și așa se întâmplă și în secolul XIX cu multe programuri care sunt, există un antisemitism religios la toată această discuție a creștinilor despre evrei care l-au răstignit pe Iisus Hristos. Exact. Și e foarte puternic, mai ales în Europa Centrală de Răsăritană și în Rusia, unde multe progromuri îi pur și simplu pe de o parte din motive economice, o ură economică împotriva evreilor, pe de altă parte această alimentare constantă cu stereotipuri antisemite împotriva evreilor ca fiind pur și simplu răutatea într Deci pentru orice creștin în secolul XIX, în afară de diavolul, pur și simplu evreul era cam a doua categorie în, pe, pe scara răutății. Și ai aceste lucruri care, sigur, nu, sunt, nu, sunt, nu există o diferență de natură, de superioritate sau inferioritate. Omorârea evreilor, de exemplu, în, în Rusia țaristă, nu se baza pe faptul că țăranii ruse credeau superior și trebuia să elimine pe evrei pentru că erau inferior. Toată această discuție vine mai târziu când știința, așa zisă știință, încearcă să dovedească din nou în ghilimele, că unii oameni sunt superiori și atunci trebuie să pur și simplu, dacă nu pot să conducă pe cei inferiori, cei inferiori trebuie eliminați. Marius, aș vrea să, cu riscul de a părea că, într-un fel sau altul, coborâm nivelul discuției, aș vrea să-ți imaginezi că ești la tine în Maramureș, într-o vacanță, că te întâlnești cu oameni pe care îi știi de vreme multă, că se stă la o pălincă, la o vorbă, se mănâncă o sarma, se bea o pălincă și unul dintre ei îți spune ție așa. Da, pe mă, Marius, eu înțeleg că tu ești profesor în Anglia și trebuie să spui așa cuvinte frumoase, că așa trebuie să spună un profesor. Dar să nu-mi explici mie că țăganul, unguru și evreu sunt oameni, că ăștia nu sunt oameni, noi suntem oameni, românii. Ce i răspunde? Cum ai reacționa în situația asta? Cum reacționezi în situațiile astea? Dar știu la ce te referi și sigur când, după, când am plecat din Maramureș, am trecut prin aceste episoade pe care tu le descrii foarte bine, la un pahar de, de pălincă, cineva să spună din partea românilor, sigur, că doar românii sunt oameni și maghiaru sau romu sau, sau evreu nu sunt. Și sigur, aici să faci prea multe uh, lucruri în această situație, decât să explici, uh, să încerci să afli de ce uh, cineva ar putea să gândească în aceste termen știi? De ce cineva, un om simplu, da, care nu are prea multă educație, de ce îi urăște pe maghiari așa de mult? De ce maghiarul n-ar fi om? Sau de ce maghiarul, că sigur, am întâlnit destul maghiar care să folosească expresii destul de jignitoare la adresa românilor, uh, chiar și în Ardeal, nu numai, sigur, în Ungaria, care să spună, uh, care să creadă că românii sunt inferiori că românii se află pe o treaptă de civilizație puțin mai joasă. Și sigur, explicațiile tot timpul, unele sunt de natură istorică, altele sunt de natură personală, unele sunt pur și simplu fabricații ale unei etnopedagogii care durează de 100 de ani, în care atât românii cât și maghiarii, ca și sașii cât s-au mai rămas, erau mai mulți în anii 70 sau 80 încă în care această etnopedagogie proprie grupului, dar poveștile, că le știi de la bunicul, de la tata, de la ungur, exact. de la mătușa, exact. de la vecinul, în care se explica totul prin această filieră a apartenenței etnice, în care unul era mai bun decât celălalt, altul era mai civilizat, casa ungurului era mai curată decât casa românului, românul era mai impuțit decât ungurul, ungurul era mai, mai murdar decât Sasu, Sasu știa să facă mâncarea curată, românul era mai primitiv, deci ai tot aceste lucruri care funcționează pentru că se reproduc în, în, cultura orală a comunității respective. Ei nu sunt oameni neapărat ca au nevoie să citească cărți sau studii științifice sau academice, ci au o cultură orală, locală, care funcționează foarte bine și care transmite din tantă fiu toată această informație. Cineva căruia explici lucrul ăsta o să spună Dumneata, domnule profesor, vrei să desființezi tradiția. Ești un antitradiționalist și, desfințând tradiția, îmi desfințezi identitatea. Deseori se ajunge la discuții de felul ăsta. Ce răspunzi în situația asta? Răspund, răspunsul, este, din, răspunsul meu este nu cred că există cineva mai tradiționalist, din punctul ăsta de vedere decât eu sunt. Un om care respectă tradițiile și care e mândru de tradiția lui locală, din, din Maramure sau de unde ar fi ea tradiția nu desfințează identitatea și a respecta... De fapt, dacă ne uităm la tradiție, sunt foarte puține exemple în tradiția orală a grupului respectiv de rasism. Da? Sunt foarte puține exemple în care, cu excepția, să zic, foarte anilor 40 sau anii 30 sau în timpul războiului, în care, într-adevăr, s-a ajuns ca un ungur să urască un român pe motive rasiale sau un, un român din Maramure să urască un evreu pe motive rasiale. Deci asta se întâmplă extraordinar de rar. A, de, a deconstrui percepția că românii sunt din naștere rasiști sau că maghiarii sunt din naștere rasiști sau că romii sunt din naștere inferiori, a încercat să deconstruie sau să înlături uh, spaimele identitare legate de aceste concepte, nu cred că este un atac împotriva tradiției și nu cred că este un atac împotriva identității individului. Poți să fii foarte... Mulți dintre noi avem identități multiple oricum, nu? Deci, nu numai că a provenit din familii mixte, dar suntem lingvistic vorbind sau religios vorbind sau legat de orientarea noastră sexuală, suntem polivalenți, dacă nu ambivalenți, nu? Deci avem identități multiple, de orășan, de român, de bărbat și așa mai departe. Funcționăm în spații sociale, unii mai mult, unii la țară, alții la oraș și așa mai departe. Toate aceste multiple nu Înseamnă neapărat că suntem negaționiști și renunțăm la tradiție. Presupune că există o tradiție pe care o respectăm și aia trebuie, într-un fel, respectată prin a fi, unul, mândru de ea și, doi, a fi critic totuși. Adică, nu poți să, să accepți o tradiție care știi că perpetuează anumite stereotipuri etnice sau rasiale sau religioase și, fără să fii critic la adresa ei, e ca și cum ai, aparține unei familii și nu ai avea niciodată dorința de a critica și de a merge mai departe. Ce îi spui compatriotului care spune, bine Marius, unul să zicem de la tine din sat sau din alt sat, bine domn profesor, am înțeles. Dar nu mă potoli pe mine primul, că asta cu rasismul e peste tot în lumea asta. Și ea în America zic că negri sunt inferiori. Va să zică potolește și pe ea, nu mă potoli doar pe mine. Mm -hmm. De multe ori, o persoană care se comportă rasist în România o să-ți spună că rasismul nu s-a inventat aici, o să-ți spună că faptul că noi percepem că unii sunt inferiori nu e o invenție românească și că lucrurile astea se petrec mult mai rău prin alte părți. Cum se reacționează în situația asta? Da, este perfect adevărat. Sunt de acord cu, cu aceste păreri. Da, într-adevăr, este peste tot, din păcate. Tot, tot, ce, tot ce ai spus acum dovedește cât de serioasă și de tragică de fapt este problema. Unul este peste tot, cu siguranță, nu se pune, sigur, nu a inventat-o inventat România sau un român și nu s-a inventat în România, știm asta. Și de multe ori când mergeam prin țară cu aceste expoziții și cu care le-am organizat despre antropologie și rasism și eugenie și cu lansarea cărții, una dintre întrebări care le primeam destul de des erau, noi nu avem negri în România și atunci nu putem fi rasiși pentru că sigur există această simplificare absolut totală care ține de rasismul um, de suprafață În care e doar între albi și negri Desigur, s-a dovedit cazul de la DITRĂU uh, recent Că sunt, de fapt, și negri în România Chiar dacă sunt din Sri Lanka, sunt, de fapt, tot uh, mai Și imediat instinctul uh, de defensivă rasial A intrat în, în, în funcțiune Pentru că problema, sigur, era că ei erau de altă culoare Sigur, avem această discuție despre rasism Pentru că ne gândim la romi sau la maghiari sau la evrei. Uh, sigur, avem antisemitismul, uh, avem antițiganismul, dar sigur, există anumite nuanțe care țin de, de cum spuneam, mai degrabă de sexualitate, da? adică nu cred că persoanele uh, homosexuale din România au o reclamă foarte bună. Exact. Deci există, un, există o mare discursă majoritară în care desc descrie pe, ce, pe homosexuali ca fiind inferiori, ca fiind amorali Volnaz. sau imorali. Bolnavi. Deci, toată această patologie a diferenței este, tra este tradusă uh, în, în termeni pe care populația îi înțelege și care o acceptă ca fiind, um, ca fiind un semn al uh, deviației de la normalitate, așa cum o înțeleg ei. Um, și așa mai departe. Deci, ai, această, ai acest spectru, într-un fel, al discriminării care funcționează, care, sigur, nu este clasic. Deci, nu este vorba de negri și albi. Dar asta nu-l face mai puțin problematic, nu-l face mai puțin îngrijorător, din punctul meu de vedere, și nu-l face mai puțin periculos la adresa conștiinței civice a românilor. Pentru că totul, la urmă, urme, educația trebuie să punească de la principiu că respectul față de celălalt este esențial și nu poți să judeci, așa cum nu judeci o carte după copertă, așa nu trebuie să judeci niciun om după culoarea pielii. Marius, în perioada asta, în perioada acestei pandemii, există o mobilizare superioară a resurselor de rasism, ca să zic așa. Resursele noastre de rasism sunt mobilizate. O să-ți dau câteva exemple. În momentul în care a început pandemia în România și toată perioada asta de carantină, s-a spus că vinovații sunt compatrioții noștri care vin de la muncă din străinătate. Că, de fapt, n-au venit oamenii serioși de acolo și au venit doar hoții și țiganii și că doar din cauza lor se întâmplă ce se întâmplă. Din cauza unor oribile mașinațiuni politice. Astăzi e un lucru absolut fierbinte, e vorba despre o lege a autonomiei Ținutului Secuiesc, care a trecut de Camera Deputaților într-un mod tacit. Clasa politică, de toate culorile, reprezentând toate culorile, se luptă feroce pentru niște alegeri eventual anticipate, aruncând din nou pe piață problema maghiară. Rasismul, prin urmare, de toate părțile, este foarte mobilizat. Avem nevoie de niște vinovați pentru toată perioada asta de recluziune la care suntem obligați și probabil și pentru criza economică cu care ne vom întâlni mai departe, trebuie să ne proiectăm nevoia de a avea un vinovat pe cineva. Ce să facem în situația asta? Oamenii au nevoie de așa ceva, ți-ar putea spune cineva. Asta se leagă, bineînțeles, cum spuneai și tu foarte bine, de o mai multă, mai profundă tradiție a rasismului sau a xenofobiei sau a discriminării în România care uh, atacă anumite grupuri uh, constant. Deci discuția despre uh, faptul că romii sunt uh, sunt îlhari sau sunt uh, criminali sau că sunt violenți sau că nu lucrează sau deci natura lor ca oameni este o discuție de lungă durată în România acum a, a, a atins o intensitate pentru că pe de o parte Sigur, ai această violență a statului împotriva cetățenilor cetățenilor de enie romă. Pe de altă parte, ai cetățenii romi la rândul lor, care, sigur, se comportă unii dintre ei într-un mod care nu place majorității și așa mai departe. Deci asta e o discuție. Treaba cu maghiare și cu secuii, treaba cu secuii mai ales că nu e vorba de maghiari aici neapărat, e vorba de ținutul secuiesc. acum, nu. Abia, acum am aflat poate cu o jumătate de oră sau o oră înainte de a intra în discuție cu tine despre da. faptul că, sigur, noi știm că au existat o autonomie secuiască în anii 50 și așa mai departe. Este interesant faptul că se pune problema asta. Nu știu cât de mult poate, poate aș, aș da un exemplu. Nu cred că pentru, pentru rasiștii români sau naționaliștii români secuii niciodată n-au fost o problemă prea serioasă într-un fel. Asta este interesant. Acum ei apar ca fiind o pavăză a maghiarinii, dar dacă ne gândim și citatul meu preferat este din jurnalul inedit al lui Nicolae Iorga, dacă nu l-ai citit să-l citești, în care la a omedat în august 1940, Nicolae Iorga se referă la, ce s-a întâmplat cu, dictatul de la Viena și așa mai departe și se referă și la Secui, în care pur și simplu spune Secui e poporul cel mai inferior, Uh, nu are niciun sens să-i facem pe secui uh, români. Că mai întâi de a-i face români, trebuie să-i facem oameni. Parafrazez puțin, dar asta este aici. Chipuie, uh, deci pentru el nu se punea problema că ăștia să fie ajuns la nivelul uh, umanității încă. Deci era unde trăia, unde Dar de, de Nicolae Iorga, Iorga, de un reper al culturii românești. Deci, unul care, sigur, am dat exemplul lui Iorga, nu am vrut să dau alte exemple de oameni care sunt mai ușor de a fi catalogați ca fiind um, insensibil la adresa minorităților. Deci, Iorga, apoi, și simplu spunea, noi, nu sunt încă oameni. Mai întâi să devină oameni și după aia discutăm dacă merită să fie români. Wow. Uh, și așa mai departe. Deci, aici această discuție foarte interesantă care ține de uh, secuime și care ține de maghiarime și care ține de, într-un fel, de spaima românilor legată de alta, da care, într-un fel, poate ar trebui discutată separat mai degrabă decât în contextul une discuții despre rasism, pentru că aici nu este rasism în acest fel, ci este mai degrabă o discuție despre geopolitică și despre interese politice, cum spunea și alegeri care vin. Există o, o mare presiune din partea Ungariei, sigur, pentru a dezvolta o anumită, un sentiment identitar în, în rândul comunităților secuiești și așa mai departe. Și discuția despre ce se întâmplă în Ungaria, mi-ar face mare plăcere să vorbesc despre asta. Acum termin o carte despre rasismul maghiar din perioada interbelică Um, și să vorbim despre asta, dar cred că merită făcut o altă discuție separată. Dacă, Promit dacă că o pare să facem lucrul ăsta, Eu o Mare plăcere. Să concluzionăm discuția noastră spunând că a urâ, a disprețui, a te uita de sus la cineva. A fi rasist este o construcție care are culturală, care are loc de la un moment dat, cu unicul scop de a manipula ființe umane. Da. Să, da, putem spune acest lucru. Nu, de, nu, de, nu, te, nu ne naștem rasești, Devenim rasiști. Devenim, uh, ne place puterea, ne place poziția de superioritate, ne place să-i ținem pe unii sau pe alții sub control. Așa cum de secole oamenii albi s-au crezit superiori, este sigur foarte convenabil dacă aparții unei majorități să crezi că ceilalți. Uh, ți se cuvin toate același uh, rolul lor este, dacă nu a te servi pe tine cel puțin, a fi într-o poziție de, de servitudine față de tine. Uh, și ai spus foarte, foarte clar, aceasta nu este o discuție care, uh, care, care are un, un final. Este o discuție care sigur trebuie purtată repetat și constant, uh, așa cum s-a purtat în anii 50, toată discuția despre ororile nazismului și despre denazificare, uh, despre antisemitism, și așa mai departe, în anii 70 și 80 în America, continuă și acum, asigur, drepturile civile ale, ale, ale oamenilor de culoare din America, o luptă continuă care se duce până în ziua de azi, acolo, de a, se duce, se întâmplă și în Anglia, și așa mai departe. Și România, acesta este un proces istoric în care pute, trecem cu toții, la care eu sper să contribuim cu cât mai mult uh, uh, și, uh, și să, să nu ne fie într-o. Sigur, sunt subiecte foarte dificile și, cum ai spus și tu, foarte mulți reacționează imediat negativ sau radical sau violent și, sigur, nu este nici într-un fel corect să-i să cataloguezi drept rasiști imediat fără a te gândi. Unii, sigur, poate merită cuvântul rasist, dar mulți dintre ei poate nu merită acest cuvânt. Pentru că, dacă ne gândim și explicăm puțin mai bine situația, poate înțelegem mai bine de unde vine această negativitate sau dorință de a explica anumite diferențe sociale, economice, culturale și așa mai departe, religioase, pe baza, pe baza unei diferențe biologice. Da. Deci, asta trebuie, trebuie continuată această discuție și să, eu sper din, din, din tot sufletul că um, vom continua această discuție. Marius, e o promisiune. Fie că o vom continua în felul ăsta, așa cum o facem acum, în condiții de izolare, în condiții de carantină, fie că o să putem să te invităm în studioul nostru la București, la televiziunea română, în studioul emisiunii garantat 100% și ne-am bucurat foarte tare. Lansez public invitația asta, fie într-un fel, fie în celălalt. Promit că o să reluăm discuția și că o să discutăm profund și despre povestea despre care ai spus, hai să ne oprim, că aici e politică, e altceva în ceea ce privește Ținutul Secuiesc, relația da. între maghiari și români. Avem subiecte multe de dezbătut. Da. Recomand încă o dată ca pe o carte cu totul fascinantă, e potrivită perioada asta în care să citim așa ceva, cu răbdare, cartea e scrisă minunat, există niște argumente extrem de limpezi acolo, argumentele unui profesor român de la Universitatea Oxford, istorie și rasism, ideea de rasă de la iluminism la Donald Trump, publicat în 2019 la PoliRom, Marius Turda și Maria Sofia Quine. Uh, o carte minunată tradusă în românește de Marius Adrian Hazaparu. Mulțumesc încă o dată Marius că ai acceptat invitația mea. Te așteptăm când o să vii în patrie și când o să putem să filmăm și la București în condiții normale. Succes mult în ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. A fost o adevărată plăcere și uh, mă bucur că aceste lucruri se discută public și că și eu, prin umila mea contribuție, pot să adaug puțin la această mare discuție socială și civică din România. Felicitări încă o dată că puneți aceste probleme și dați posibilitatea oamenilor să le discute. Este o mare realizare. Vă mulțumesc foarte mult!